Iară, mă. Tocul de pelican. Dantelării. Turnul din Pisa. Corect. Da. Atenție la cap. Intrăm într-o galerie mai joasă. Cu ea se intra în urmă cu 8 ani. Și hornul mic, care face legătură cu exterior, cu o cămară. În ea avem șuncă cu boia. Puiul cu ciocul atârnat. Mielul. Curcanul. Mai mult decât acasă. Alte draperii. Și orga mică la atingerea ei scoate diferite sunete. Cămila cu cocoașa răsturnată. Cortina, care seamănă cu un vas și a fost numit de către turiști Titanic. Și ghidul ce a zis, a acceptat? Da. Un decor. O primă coloană care s-a unit stalactita cu stalactita. Iar cea din față, din cauza curenților, s-a format puțin mai curt. De dreapta avem turnul de biserică sau tort de ciocolată. Depinde de imaginația fiecăruia. Sau cât de foame e. Iar în capul și domnul stalactitic, încă sunt în formare. Și a fost numit de către localnici, claia de fân sau căpița de fân. Gurul și microgurul. Acestea au fost formate de către apele trecătoare. Amvonul. Cei doi vulturi atârnați, cel din stânga cu ciocul închis și cel din dreapta cu ciocul deschis. Albă ca zăpada și cei 7 pitici. O să intrăm în galeria liliecilor. Vă rog să intrăm. E pauză să nu înregistrezi. Nu înregistrez. Și meduza. Iar jos avem un iglu în care se formează pentele de peșteră. Vă puteți uita la ele doar să nu atingeți. Este o altă galerie a liliecilor.
este numită maternitatea acestora. Aici femelele nasc în luna mai și rămân cu puii până se descurcă singur. Iar în luna noiembrie se întorc toți la hibernare. Ridichia uriașă. Uite-te. Cuptorul alb, format din calca. Căciula uriașului sau al lui Decebal. Pare rău, dar e să... Podul natural pe unde am trecut. Și liliacul de piatră. Că v-ați făcut o impresie frumoasă de peștera mediar. Are microfon, cred că am. Poți să iei asta, te rog frumos. Hai, copilul. Încă o dată, mulțumim. Nu o spam aici, nu. Uite, a luat. E bine că am venit mai de dimineață. Da, ok. E hai, ok. Așa se arată. Mai mult aici.